La Băile Oglinzi avem un proiect pregătit pe viitor exercițiu financiar pe POR, de 7 milioane de euro. Adică vorbim de o zonă de tratament, o zonă de, să-i spunem, agrement tratament. Am terminat licență, de a obține licența de exploatare și explorare. Suntem proprietari 100%. Iar acum, în parteneria cu Spitalul Orășenesc, există acea clădire veche, fosta clădire de tratament a stațiunii, care am predat-o la Spitalul Orășenesc. Când ați predat-o? Cum? Când ați predat-o? Acum câteva zile. Altă știre. Adică nu am predat-o să fie a primăriei, numai că ei sunt eligibili pentru a depune un proiect știu european că pe dotare. Și Guvernul României a scos